Felicitări! Cum a fost pentru tine? Debut ai joc. Bună seara, în primul rând, mulțumesc. Primul meci în tricourile viitorului și mă bucur că s-a terminat cu un rezultat pozitiv. Putea să termine și mai bine, dar a fost bine și așa. E bun scorul ăsta de 2-2? Pentru mine e mulțumitor, după părerea mea. Se putea, cum am spus, să câștigăm, dar ținând cont că am marcat în ultimele minute, suntem mulțumiți. E greu e să ții jucători, nu știu, precum Budescu, Willy de Amor. Sunt jucători cu valoare, jucători care au demonstrat-o. I-am prins puțin obosiți, dar calitatea lor, și a spus cuvântul, ați văzut și Budescu din fază fixă, chiar corner executat, lovitura liberă executată. Știam că execută bine, dar totuși am fost surprinși. Până la urmă, să te lupți de la egal la egal cu o echipă care este în Europa League și joacă cu ESAM, e un lucru mulțumitor. Într-adevăr, este un lucru mulțumitor și ei au obiectiv, la fel ca și noi, clasarea în primele 6 play-off-ul. Deci putem să spunem că ne batem de la egal la egal cu echipele bune ale campionatului. Pentru tine, care e obiectiv personal? Personal, obiectivul este să intru cât mai repede să ajut echipa de la începutul jocurilor și totodată ca echipa să crească, să ne atingem obiectivele. Vin și primele 3 puncte. Sperăm, meciul următor de la Ovidiu, să aducem și primele 3 puncte pentru echipă, pentru că avem mare nevoie. Simțiți că ați prins forța, a fost așa încălzire cu Astra și vine momentul celor 3 puncte cu ASEA? Da, după primele 4 meciuri am făcut 4 egaluri, am avut tot timpul șansa de a face 3 puncte, dar din păcate nu au venit cele 3 puncte. Sperăm acum cu meciul care vine de la Ovidiu cu Târgu Mureș să putem să ne atingem acest obiectiv de 3 puncte. Dai așa un pronostic îndrăznești pentru meciul următor și un marcator, tot cernat? Să fiu un pic așa modest, 1-0 pentru noi, marcator tot cernat. Pe Tase cum îl vezi? Tase este un jucător foarte bun, un jucător talentat, ca și mulți dintre cei de la Academie. Am fost plăcut surprins de jucătorii tineri, foarte multă calitate, cu puțină ambiție din partea lor și cu ajutorul celor experimentați din echipă, cred că se pot impune și la echipele mult mai mari. Mult succes și ție, aici mulțumesc!